Salutare! Bine ai venit pe canalul meu unde îți îmbunătățești limba română. Astăzi aș vrea să îți arăt câteva produse românești, câteva produse de care mi-este dor când sunt plecată din țară și adesea când vin fac exces, consum foarte mult din aceste mâncăruri, da? Din aceste produse. Sunt mâncăruri pe care fiecare român le știe, cel puțin din amintirile copilăriei. Așa că o să încep cu zacusca, care este o pastă de legume făcută din vinete coapte și ardei copți și multe alte legume. Durează destul de mult să o prepari, dar merită 100%. Da? Orice student, orice român știe cât de bună este zacusca. Nu am încercat variantele din supermarket, dar am văzut că sunt. Deci o puteți găsi și în comerț. This is some type of vegetable spread and it's made with roasted peppers, roasted eggplant. It takes quite a while to make it, but it's totally worth it. Apoi, la numărul 2 avem salată de vinete. Asta este salată de vinete. Poate fi făcută cu ceapă sau cu maioneză, depinde de preferințe. E un pic similară cu baba ganoush pentru aceia care mănâncă preparate libaneze, dar e puțin diferită, e mai fresh, mai simplă. This is eggplant salad. It's made with roasted and peeled eggplant. You can make it with onion or with mayonnaise, whatever you prefer. Numărul 3. La numărul 3, acesta este magiun de prune. Magiunul de prune se face dintr-un anumit tip de prune și la fel știu că durează destul de mult să-l prepari, eu nu știu să fac încă, dar e foarte bun. E foarte bun și nici nu are zahăr. Nici nu are zahăr. This is plants magiun. It's a spread made out of a specific type of plums, and you need to boil the plums forever, but the result is worth it. Apoi avem mămăligă. Imaginați-vă că e deja pregătită mămăliga. Uitați, așa arată mămăliga pregătită. Și acesta este mălaiul. Mălai gata în 3 minute. Din fericire, poți să găsești mălai pentru mămăligă în orice supermarket, în orice țară intri, poți să găsești ceva similar. This is polenta, corn for quick polenta, ready in 3 minutes. And fortunately, you can find polenta corn almost in any supermarket, wherever you are. Apoi, ce mai avem? Mai avem cunoscuții, pufuleți. Aceștia sunt pufuleți. Pufuleții mi-aduc aminte de copilărie, pentru că mâncam des cu prietenii afară și oriunde, doar în casă. În casă nu aveam voie să mănânc pufuleți pentru că lasă firmituri peste tot și nu e bine. Deci acestea sunt pufuleți. Orice român știe de pufuleți, orice copil are amintiri cu pufuleți. Și sunt foarte simpli. These are corn puffs. Yeah? They're very known. Every Romanian person knows these. Așa, apoi avem eugenii. Asta este eugenia. La fel, e un desert. Vreau să vă imaginați că ambalajul este intact și că eugenia încă se află aici, dar cineva a mâncat-o, nu știm cine. Și sunt niște biscuiți cu cremă de ciocolată. Foarte simpli, dar este un desert extrem de popular. This is eugenia. It's a dessert that every child knows and every Romanian person knows of. It's very simple. 2 biscuits with chocolate cream inside. Eugenie. Apoi, avem turtă dulce. Sigur că în multe alte țări se consumă turtă dulce, dar e ceva ce și în România e popular. Eu asociez mult cu iernile copilăriei. Here is gingerbread. Ar mai fi o mâncare care îmi place mult, de care mi se face dor des. Este vorba de ardei umpluți. Ardei umpluți și e o mâncare versatilă pentru că poți să înlocuiești ingredientele cu ce vrei tu. Și este o aromă de ardei foarte puternică. Another food that I like
is stuffed pepper. And stuffed pepper, again, is not a very easy recipe, but I like it because of the pepper flavor, strong pepper flavor, and because it's versatile. You can replace the ingredients with whatever you want. Apoi, sunt două băuturi. Sunt două băuturi care îmi plac foarte mult și pe care le asociez cu amintirile copilăriei, hai să spunem. Aici avem plante de tei. Sunt plante de tei bune pentru infuzie. Și deși cresc tei în multe alte țări, e greu să găsesc plantele pentru infuzie în magazine. Deci doar în România le găsesc, așa că atunci când vin aici, mereu merg acasă și iau o pungă plină de plante de tei pentru infuzie. Pentru că mirosul este... This is linden flowers. You can use it to make infusion, to make tea. Although you can see this tree growing in many other countries, it's quite hard to find the plant for infusion in other places. Apoi, este vorba de socată. Este aproape gol paharul. Aceasta este socată și e făcută din flori de soc. E o băutură fermentată. De obicei, trebuie să lași afară câteva zile ca să fermenteze. Are un gust floral, ușor acidulat, foarte plăcut. This is elderflower drink. It's made of fermented elderflower liquid drink. So you're supposed to leave them outside for a few days to ferment, and it has a very flowery, fizzy kind of taste. It's very pleasant. Socată. Deci acestea ar fi produsele despre care am vorbit. Am vorbit despre zacuscă, the vegetable spread, da? Asta este zacusca. Am vorbit despre salată de vinete, the eggplant salad, cu ceapă, cu maioneză. Apoi, magiunul de prune, the plums magiun, magiunul de prune, care e fără zahăr. Apoi, mămăligă, da, the polenta, pufuleții, aici sunt pufuleții, the corn puffs. Aici avem turtă dulce, here is the gingerbread, turtă dulce. Aici este Eugenia, asta este Eugenia, da? Și aici este teiul, da? Flori de tei. Linden flowers. Flori de tei. Și socată. Socată. The elderflower drink. Bun, cam asta ar fi. Sunt curioasă să citesc în comentarii dacă vă place vreunul dintre aceste produse sau dacă vreți să încercați. Da, ce ați vrea să încercați dintre aceste produse despre care am vorbit astăzi? Mersi, mersi mult, pa, pa!